Cât de periculoasă este încercarea FCSB-ului de a semna două contracte cu Haruț? Păi nu este legală, în primul rând, și nu e regulamentară. Așa. Deci, pentru că ce se poate întâmpla? În cazul în care ai două contracte semnate, pe timpul derulării primului contract, dacă nu ești plătit și îți depui memoriu, îți devii liber de contract după un an de zile sau după 2 ani de zile. Ce se întâmplă? 3 ani de zile joci la altă echipă, după care revii pe contractul următor la FCSB? Deci n-ai cum să faci așa ceva. Regulamentul FIFA spune foarte clar că se poate încheia doar un singur contract. Exact același regulament FIFA a fost transpus și în regulamentul nostru FRF. Spune foarte clar că doar un singur contract. Ba mai mult, dacă înregistrezi un contract, ai obligația să-l înregistrezi în 45 de zile. Dacă nu l-ai înregistrat în 45 de zile, își pierde valabilitatea acel contract. Da, și ne spunea Bogdan Apostu, care este cu noi în studio, că se poate chiar dovedi cu expertiză și dacă ai semnat contractul acum 3 ani sau acum o lună, că se poate afla și asta. E foarte greu să faci o expertiză de genul ăsta. Trebuie să luat după mina pixului, e foarte greu să demonstrezi. Există posibilitatea. Există, dar e foarte greu și să faci doar în cazuri penale. Nu sunt în cazuri, ar fi un caz penal. Ar fi un caz penal, dar crede-mă, e foarte greu să faci o astfel de expertiză și costă foarte mult. Dar a fost cazul Omrani, exact aceeași discuție. A făcut o expertiză grafologică în care s-a stabilit când a semnat el acel contract. Nu, a fost o expertiză grafologică pe semnătura respectivă, nu pe Există posibilitatea asta să stabilești când s-a semnat un anumit contract, de când e semnătura, care e vechimea. Aproximativă, firește, nu poți spune ziua. Normal. Dar dacă vorbim de un contract semnat acum 5 ani, Emilian, spre exemplu, experții grafologici pot să stabilească, domnule, n-are 5 ani, are 4. Da. Ok, adică la modul ăsta vreau să spun. Ai făcut-o, ai auzit o astfel de expertiză, zic eu că este foarte greu de făcut. Da, am auzit, în cazuri penale e adevărat, dar am auzit. Păi, da. E foarte costisitoare și durează și nu are o acuratețe foarte mare. Nu asta e soluția. Ideea este că e foarte simplu. Nu se poate face, pentru că de-aia e și legea Bosman, de-aia s-a și bătut Bosman să poată jucătorii să plece și să semneze un contract doar pe 5 ani. Ba mai mult, dacă are un jucător justă cauză, să poată să plece. Încă o dată, dacă ai două contracte succesive, poate să-ți facă și 3 și 4 în condițiile astea. Deci înseamnă că poate să țină pe viață la club. Nu mai are nicio valoare la regulamentul. Nu mai are nicio valoare tot ce s-a făcut până acum. Bine, pe de altă parte, Emilian, acum stau și mă gândesc din punct de vedere moral. Nu-i pune nimeni pistolul la cap jucătorului să semneze. Dacă el acceptă că se gândește... N-a semnat și drept dovadă nu s-a făcut transferul. Dar te întreb altceva. Dacă conform regulamentului, ce riscă FCSB? Riscă o amendă, din câte știu eu, și nu mai știu exact dacă și o suspendare eventual. Dar o amendă riscă sigur. O amendă cred că și-o asumă Gigi Becali să semneze contracte în alb. Să fim serioși, dacă e doar o amendă. Da, aici eu nu... Că discutam și spunem că e penal. Ce este penal? Când ai acordul jucătorului și semnează și e de acord să semneze pe o perioadă viitoare, nu văd nimic penal pentru că nu este contract de muncă. Dacă era contract de muncă, da. Dar sunt niște contracte civile astea, contractele de activitate sportivă, care până la urmă sunt înțelegerile părților. Da. Mă rog. Și atunci, dacă el e de acord să semneze un contract care își începe activitatea în 5 ani de zile, e problema lui. Numai că nu este valabil. Din punct de vedere al regulamentelor sportive, nu stă în picioare. Da. Tu ai mai întâlnit chestia asta în fotbalul românesc? Ai mai auzit de astfel de cazuri? Da, sunt. Sunt mai ales la copii și juniori, copii și juniori care semnează de la 16 ani. Îi pun să semneze de la 16 ani și contractul de 19 ani. Ca corect, să fie sigur că sunt... Am întâlnit și eu multe cazuri, mai ales că tinerii nu știu ce semnează la vârsta aceea și se trezesc că... sunt ținuți la club cu forța, practic. Incredibil. Da. Bine, eu am auzit și asta chiar la Dinamo, dar mă rog, n-am putut să scriu, dar am auzit de rezilieri în alb, câte 10-12 jucători semnau rezilierile și ca să aibă clubul au un fost, backup. Nu numai la Dinamo astfel de cazuri, au fost și la alte cluburi. În momentul în care ai semnat contractul, te pune să semnezi și rezilierea în alb. Dacă ești de acord, bine, dacă nu, nu mai semnezi contractul cu asta basta. Dar n-ar trebui, Liga, Federația să se sesizeze, Emilian? Ar trebui jucătorii să facă o plângere în penal pentru că sunt obligați să semneze niște documente care nu sunt regulamentare și nu sunt legale. E clar. Deci e un cerc vicios, pentru că jucătorul știe foarte bine. Fac chestia asta, nu mă mai ia nimeni după aia.
din păcate, în România se încearcă orice tertip, mai ales la cluburile mai mici, să spun așa, de Liga a doua și Liga a treia, se încearcă orice tertip, dacă poți să păcălești jucătorul și cu un leu sau dacă poți să-l păcălești cu un an în plus, este perfect pentru club. Ei încearcă orice. Din păcate, asta e firea românilor și ce mă deranjează și ce mă mâhnește este că au plecat vechii conducători și au venit alții noi și cu aceleași apucători, din păcate. Au luat ce e mai rău din ce a fost înainte. Pe de altă parte, uite că se pare că Haruț a avut tărie de caracter și a avut puterea să refuze. Da, foarte bine, mă bucur pentru el. Până la urmă, fiecare își decide singur viitorul. El putea să semneze foarte bine și contractul respectiv și continua la FCSB. Poate juca bine, lua altă echipă. Dar, Doamne ferește, se întâmpla, uite, te accidentai și nu mai jucai atâția ani de zile. Pe lângă contractul bine, pe care nu ți-l înregistra la de 5. Da. Își lua banii până la sfârșitul primului contract, al doilea contract nu ți-l mai înregistra și ți-l arunca și după aia rămâneai nejucând 2-3 ani de zile, nu știu cine te mai lua după aia.